Hello, I'm Pamela Ratsiu of the Ratsiu Center for Democracy. I would say that the best way to summarize the work at this foundation would be to say that we encourage critical thinking, we invoke people to make their voices heard, recognize the right to disagree, and promote stating one's opinion freely. Avem o echipă de aproximativ 80 de voluntari și există un nucleu care este foarte devotat cauzei de voluntariat. S-a format deja un spirit de echipă unde toți se simt în largul lor. Dacă mergi cu ochii deschiși prin lume, poți să vezi dansul, să auzi muzica, să vezi culoarea, diversitatea. Centrul Ratsiu este în și pentru comunitate. O Ratsiu Rapid Pine, o câză shake band one, o câză shake. Mi-am asumat rolul de a mă implica activ în schimbarea societății în care trăim, prin diferite proiecte care se adresează copiilor și implică activ pe aceștia. Copiii pot contribui cu energie, pot contribui cu timp, ei pot schimba societatea în care trăim. Ei trebuie doar implicați. Violența domestică împotriva femeilor, subreprezentarea politică și diferențele de salarizare între femei și bărbați ne indică faptul că egalitatea de gen rămâne un deziderat democratic. La CRD, prin programul Fă-ți Vocea Auzită, promovăm integrarea drepturilor femeilor în democrație ca mod de viață. Traficul de persoane este o încălcare gravă a demnității și a drepturilor fundamentale, care ar trebui să preocupe pe fiecare membru al comunității datorită efectelor sale devastatoare. Centrul Ratsiu pentru Democrație este activ în lupta împotriva sclaviei moderne prin intermediul campaniilor de conștientizare, proiectelor de prevenire și de asistare a victimelor traficului de persoane. Acest proiect poate trăi doar cu ajutorul persoanelor care fac fapte bune. Tu când ai făcut ultima dată o faptă bună? Ce este teatrul de fapt? E comunicare. Da, aici la atelierul de teatru Ion Ratsiu învățăm să comunicăm, să fim mai receptivi, să exprimăm ceea ce dorim, să fim mai prezenți și mai activi în spațiul public. Participarea la spațiul public presupune multă comunicare, iar debate-ul ne învață să argumentăm, să prezentăm un conținut bine structurat și să livrăm într-un stil persuasiv. Well, my time here was really great. I managed to meet a lot of very smart people and I enjoyed every minute at the center, and I saw what a great job they do, both on the local level with their community and on the global level. So actually there is a lot for me to learn from them. The Ratsiu Democracy Center has been international from its foundation in 2004. Seed-funded by the Ratsiu Family Foundation in London and sponsored by Arizona State University in the United States. We have links all over the world, Cairo, Washington, Moscow, and today, Oxford Brookes University volunteers. I have been involved in plenty of charity projects so far. I can't even remember how many, and it's been really amazing experience. And I am really looking forward to work with my colleagues on this year's Transylvania Fest once again. Transylvania Fest este o sărbătoare anuală a culturii și mâncării în Transilvania, care promovează opțiuni pentru un viitor sustenabil. Am libertatea să aleg alimente care mă hrănesc, nu care mă îmbolnăvesc. Noi promovăm tradițiile și mâncarea sănătoasă. De ce suntem aici? De ce o să fim și mâine aici? Pentru că noi credem în perfectibilitatea fiecăruia dintre noi, în proiectul fiecăruia pe care îl avem pentru fericire și în nevoia de a da comunității și de a fi responsabil în comunitatea în care ne desfășurăm activitatea.